Facem al treilea eveniment de diseminare, la care avem plăcerea să vă prezentăm câteva din produsele proiectului. Unul dintre ele însemnând site-ul turistic, care este încă în fază de testare, deci este motivul pentru care v-am chemat. El nu este lansat oficial, va fi lansat luna viitoare. Deocamdată vă oferim posibilitatea să-l accesați și să ne spuneți ce și unde considerați că ar trebui să mai modificăm, completăm, înlocuim, ștergem și așa mai departe. Site-ul este realizat cu conexiune la baza de date turistice. Deci cam tot ce se vede pe site există și în baza de date. Și mai avem aplicația pentru telefon, care la fel este în fază de testare. Nu să vreau să vă rețin foarte mult. La întâlnirea anterioară există am povestit un pic de cele trei componente, să spunem, mai tehnice ale proiectului, cea cu baza de date, din care practic își trag datele site-ul și aplicația web. Ce vă putem arăta acum este, cum spunea și colegul domnul Cătăciuc, partea de site. Partea de site este deja pusă pe un domeniu public, deci poate fi accesată de oriunde, chiar dacă nu este lansarea oficială. Am specificat și lucrul acesta pentru că vă puteți aștepta servicii care nu sunt neapărat în regulă sau la modul de realizare perfectă. Rugămintea este ce găsiți, ne trimiteți pe e-mail și o să corectăm și noi. Încă se lucrează la sensul, cum am spus, chiar sunt modificări care le-am spus la seară față de alaltă.